subtul la sân versus subtul biberonul. Ce face bebe concret în aceste cazuri și care dintre cele două modalități sunt mai eficiente? Hai să spun eu. În primul rând, atunci când bebe se hrănește de la sân, el trebuie să apuce nu doar mamelonul pentru că doare, ci cât mai mult din areolă, ceea ce îl determină să deschide larg gurița, indiferent de cât de mică crestul coboare, lucru care nu se întâmplă în cazul hrănirii prin intermediul biberonului sau când suge la suzetă. În al doilea rând, în timpul alăptării, bebelușul creează vacuum cu ajutorul limbii pe care o mișcă constant sus-jos, sus-jos. Se creează în guriță o anumită presiune și laptele este extras din sân. Dar, în situația hrănirii cu biberonul, copilul nu muncește aproape deloc, își mișcă limbuța față-spate, față-spate și profită de fapt de ejecția laptelui prin gurica mare din tetină, la care se adaugă ajutorul gravitației. În al treilea rând și ultimul rând, fluxul și viteza cu care curge laptele din sân sunt diferite. Odată curge mai lent, apoi dintr-o dată puțin mai rapid, după din nou lent și tot așa. Bebe este de fapt cel care controlează fluxul. Acest proces necesită și un efort din partea bebelușului, care trebuie să fie atent la fluxul laptelui și să găsească echilibru perfect între viteza cu care curge laptele și modul în care el se hrănește și respiră. Pentru că bebe trebuie să respire, să sugă și să înghită în aceeași fracțiune de secundă. Dacă vrea ca laptele să vină mai rapid, este normal ca el trebuie să sugă mai repede. În schimb, în ceea ce privește hrănirea din biberon, aici laptele curge în exact același ritm, indiferent de efortul pe care bebe îl depune sau nu. Pentru că dacă nu depune un efort anume, chiar se poate neca. Subtul din biberon este oarecum o formă de hrănire pasivă, iar cel de la sân este cu siguranță o formă de hrănire activă cu implicarea directă din partea puiului de om. Eu așa le percep. Dacă vrei și tu să descoperi mai multe informații utile despre bebelușul tău și modul în care el se hrănește sau trebuie să o facă, urmărește în continuare această pagină. În schimb, dacă ai o anumită problemă, dacă ai o întrebare specifică, lasă-mi un mesaj privat ca să vedem cum te putem ajuta mai repede.